Valea dinozaurilor din Geoparcul Internațional UNESCO, Țara Hațegului, oferă noi informații despre diversitatea vieții de acum 70 de ani de pe fosta insula a Hațegului. Aici, paleontologii au descoperit o nouă specie de broască țestoasă contemporană cu dinozaurii pitici din Transilvania. Din echipa de cercetare face parte și un reprezentant al Universității din București, care are în administrare geoparcul. În cazul acesta, o specie nouă de broască țestoasă, care a trăit alături de dinozaurii pitici care au populat zona țării Hațegului acum aproximativ 70 de milioane de ani. Deși pare o descoperire mai puțin interesantă sau mai puțin de impact ca unui nou dinozaur eventual, totuși trebuie spus că până în acest moment, de exemplu, în zona asta a Hațegului, se cunosc mai multe specii de dinozauri. Nu le număr acum numele, dar există un număr mare de specii de dinozauri, dar se cunoștea o singură specie de broască țestoasă. Deci în felul acesta, practic, noi am dublat diversitatea broaștelor țestoase și într-un fel este de așteptat ca aceste animale care erau de talie mai mică să fi fost mai diverse, să fi fost mai multe specii de astfel de animale decât de dinozauri. Specia nou descoperită face parte dintr-o familie mai mare de broaște țestoase specifice mai mult emisferei sudice. Fosilele cele mai apropiate dintre rudele sale datează de acum circa 57 de milioane de ani și au fost identificate în nord-vestul României. Astfel, noua descoperire oferă o perspectivă importantă asupra identității supraviețuitorilor extincțiilor în masă de la sfârșitul Cretacicului, care a dus la dispariția dinozaurilor. Într-un fel, am adăugat o nouă componentă la aceste ecosisteme în care trăiau aceste ecosisteme continentale pe insulă în care trăiau dinozaurii pitici și în felul acesta ajungem să înțelegem mult mai bine mediul biotic, asociația de animale în care viețuiau acești dinozauri. Paleontologii au denumit noua descoperire Dortoca Vremir în onoarea celebrului paleontolog român Matias Vremir, decedat în iulie 2020. Matias Vremir a avut o contribuție importantă la studiul fosilelor de vertebrate descoperite pe teritoriul României, inclusiv în zona Hațegului, și a fost primul care a semnalat aici existența țestoaselor de tipul Dortoca în perioada Cretacicului târziu.